Bună dimineața, bine v-am găsit la șifonierul cu Ischi. Tragem super dimineața, super dimineața, nu știu ce exprimare de idiot. Încep și eu să vorbesc ca ăștia din ziua de astăzi. Dimineața, de vreme în dimineață, așa sună mai bine. Continuăm cu expresia cu bocan, brandul cu bocan, expresia creation number 2. Am avut două episoade până acum dedicate distilleriei Tomată. În primul, Tomată în Legacy Lung, v-am prezentat o întreagă istorie, localizare, date, trivia, tot ce se poate. Episodul de data trecută a fost dedicat brandului cu bocan. V-am spus, am analizat cu bocan Signature și am vorbit despre acest brand. Iar m-am lungit. Amândouă au fost la vreo 50 de minute. Astăzi sper să mă încadrez în 30 și ceva de minute, pentru că am cam spus tot ce se poate despre Tomată și brandul cu bocan. Dar nu e nimic dacă le faci mai lungi. Ce? Următoarele episoade, nu ăla, următorul va fi de Crăciun cu Otilia Tâmpenilei. Dar după aceea, Tomată de 14 și Tomată de 18 vor fi iar lungi, pentru că voi face burți cu toate expresiile Tomată, brandul principal. Acum, în primul rând trebuie să le mulțumesc celor de la Rifco că ne-au pus la dispoziție aceste două expresii, Signature și Creation Number 2. Ei au exclusivitate în România de vreo 5-6 luni. Pentru acest brand, pentru acest brand, pentru această distilerie cu două branduri, de fapt cu trei branduri, brandul principal de single malt Tomaten, brandul secundar Light Peated cu bocan și brandul de blended Scotch Whisky Talisman de buget. Nu l-am gustat, dar am înțeles că are 30% malt. Sunt curios să văd cum un whisky la 40-50 de lei de buget, blended whisky, are 30% malț, nu l-am gustat. Ar fi interesant să vedem cum e. Sperăm pe viitor să obțină și un contract cu celălalt brand pe care îl manageriază distileria Tomaten, și anume Antiquary Classicum. Bine, vă dați seama că distileria, nu pot să spun că e de la distilerie, pentru că e blended Scotch whisky care are grain, iar distileria nu are coloane și nu-și face propriul grain. Dar maltul și blenduirea, cum vreți să o spuneți, se face la distileria Tomată. Deci de asta ei, cum s-ar spune, ei domină aceste două, ei creează aceste două blended Scotch whisky-uri. Hai că m-am lungit. Deci le mulțumim celor de la Rifco. Stăteam cu domnul Rizea de la Rifco Trading, așa, la câteva cuvinte și mi-a spus, pe lângă Signature, noua entry level, ce ți alegi, Dane, pentru analiză? Creation 1 sau Creation 2? Asta e Creation 2. Bine, țin încă Signature-ul pe masă, că vreau să ajung eu undeva. Și am stat așa și m-am gândit vreo câteva minute și am zis Creation 2. Ok, Creation 2. Și acum vă întrebați de ce am ales Creation 2. Întâi să vă spun care sunt cele două expresii din gama asta Creation. Creation 1 și Creation 2. Sper să apară Creation 3, Creation 4. Creation 1. Deci maturări exotice. Butoaie în care a stat vinul Moscatel. Moscatel din Portugalia. Din Setubal. Și apoi urmează cu bocanul nostru. Vreo 8 ani. Bine. Toate sunt la 8 ani. Dar nu scriu 8 ani. Pentru că știți cum e cu non-age-ul. Poți să mai scapi și un butoi de 6 și un butoi de 10, v-am mai spus cum e cu non-age-ul. Da?
Dar eu apreciez, avea undeva la 7-8 ani și toată gama. Deci nu sunt chiar tinere. 8 ani e destul, mai ales că sunt light pitted. Destul. Nu pot să spun că e extraordinar de tânăr, da? La 3 sau 5 ani. Au cam 8 ani. Că sunt extraordinar de tineri, am spus că este... Nu mai știu. Și Creation 1, deci butoaie de moscatel, cu butoaie în care a stat berea britanică Imperial Stout, acea bere neagră. Da? O știți, nu mai are rost să mai vă dau eu nume de branduri. Și interesant, moscatel cu Imperial Stout. Și Creation 2 este Virgin, ce avem noi aici, este Virgin Oak. Deci butoaie în care n-a mai stat nimic înainte, merge direct cu bocanul nostru. Cu butoaie în care a stat băutura tradițională shochu, japoneză, distilat japonez. Și am stat așa și m-am gândit. Mai, nu cred că mai are nici un whisky maturare în butoaie de șociu. Eu n-am mai întâlnit nici un whisky cu maturare în butoaie de șociu. N-am întâlnit nici la domnul care maturează în orice, Alexandru Gabriel, de la Plantation cu romurile. Că ăla maturează în orice. Nici la ăla n-am întâlnit. Și zic, unicitate, originalitate. M-a atras chestia asta. În Japonia, maturări în butoaie în care a fost sake, în butoaie în care a fost shochu, în butoaie în care a fost aomori. O să vorbesc mai încolo despre shochu și aomori, cele două distilate japoneze tradiționale. O să lungesc emisiunea. Sper să nu depășesc 30 ceva de minute, dar trebuie să vorbesc de și de alea. Altfel nu înțelegeți. Și am zis, măi, în Europa, nicăieri în lume, că în Japonia maturării Aomori, în butoaie de Aomori sau în butoaie de shochu, sunt whisky-uri japoneze. Nu foarte multe, dar sunt, nu e ceva, pentru că nu e ceva anormal, pentru că în general în Japonia distileriile care fac whisky, fac și shochu, fac și aomori. Și de ce să iei butoaie să importi de ex-bourbon sau nu știu ce oloroso? Nu te scoți tu mai bine cu aomori și cu shochu deja folosite? Și în afara Japoniei, producătorii de whisky nu mai au maturare în shochu. Nu au maturare în aomori. Există, v-am spus, whisky-uri cu maturări în shochu, aomori, sake, dar mai din Japonia. În afară, nici vorbă. Și apoi vă întrebați cum de tomată n-au obținut butoaiele de shochu. Dacă ați urmărit episodul Tomată în Legacy, în care m-am făcut o istorie tomată, m-a spus că firma mamă, compania mamă, este una japoneză. Takara Shuzo. Ei au fost, nu știu dacă prima, dar printre primele, poate prima companie din afara Scoției care a luat o distilerie scoțiană. Și fiind o companie de sake, aomori, shuzo și beri, le pot face lipeala cu butoaiele de shochu. Pe viitor, poate le fac lipeala și butoaiele de aomori. Deci, ați înțeles unicitatea. Primul motiv pentru care am ales Creation 2. Creation 2, al doilea motiv. Drag, m-am dereglat. Când vorbești liber, așa e. Te gândești la 2, motivul 2 și îți spui Creation. Motivul numărul 2 pentru care am ales Creation 2. Moscatel
nu mai este o maturare atât de exotică ca acum 7-8 ani. Au început din ce în ce mai multe branduri să aibă maturare în Moscatel. Single Maltul Tyrconnell de la distileria Cully din Irlanda are una din maturări, ăla de 16, unul din mai multe, au mai multe expresii și au vreo 2-3 expresii cu maturări în Moscatel. Kilhomenul, dacă nu mă înșel, are maturare în Moscatel, au o expresie. Tomatenul, deci distileria proprie care scoate acest brand, are o maturare în Moscatel. Glenallachie are un finish în Moscatel. Iar distilerie pe care o reprezintă la noi în țară, Riff Cotrain, o importă și o importă produsele de la ei și le distribuie la noi. Deci Moscatel nu mai este așa ceva exotic. E exotic, dar nu este ceva de ce n-a mai auzit lumea. Apoi Creation 1 mai are cealaltă maturare, adică combinare de butoaie, în Imperial Stout, berea neagră, irlandeză, britanică. Stout nu înseamnă irlandez, înseamnă britanic. Dar mă gândeam la whisky irlandez Stilling, care are un finish în stout. O să avem și noi o expresie cu finish în bere stout. Și au început din ce în ce mai... Am avut în trecut Blended Irish Whisky Hyde. Am avut un finish, nu știu, acum 100 și ceva de episoade, am avut două episoade dedicate Hyde-ului. O companie, bine, ei spun Hibernia Distillers, dar ei nu distilează nimic, sunt companie de blending sau de îmbuteliatori care realizează vreun finish. Și au finish în stout, au finish în stout, în butoaie în care a fost berea stout. Și butoaiele alea sunt destul de exotice, pentru că voi nu vedeți peste tot beri maturate. 99,9% din bere nu e maturată. Da? Și am avut două miniaturi de la Andrei Mureșan cu blogul Firewater XO și cu grupul Transylvania Whisky Club. Am făcut un schimb acum vreun an. Un schimb de miniaturi, de asta e bine să faceți schimburi. Vă măriți experiența. Deci, chestii care nu sunt extra, sunt nemai întâlnite, dar nu sunt de nevăzut, de ce n-a mai văzut lumea. Și Shochu chiar nu a mai văzut lumea. Pentru cineva din afara Japoniei, repet, maturări în sake, Aomori și Shochu, sunt mai întâlnite în Japonia. Dar bine, că japonezii maturează în ex-bourbon sau stejar virgin sau mizunara, stejarul lor mai scump, și sherry-uri, e altă problemă. Dar au și chestii de genul ăsta, au grain-uri, că japonezii sunt mari consumatori de grain. Au maturări în chestii din astea. Distileria scoate grain. Nimic, băgăm un Aomori, butoiul în care a stat Aomori sau Shochu, pentru consum domestic, înțelegeți? În fine, hai să nu mai lungim. Și al treilea motiv pentru care am ales Creation 2 din cele două, este că ăsta are un profil mai peaty. Spre deosebire de Creation 1, care este asemănător la nivelul de pitted cu Signature. Și dacă Signature a fost analizat în episodul trecut și l-am apreciat, am apreciat abia undeva la 7-8 ppm ăsta, nu, un dump. Și am înțeles că are același nivel de pitted Creation 1 ca Signature. Băi, sunt tâmpit astăzi, nu glumă. Signature, mă gândesc mai la îmbuteliatori independenți. Ca Signature, am zis de ce nu? Să-l alegem pe ăsta pentru că are un nivel mai mare de pitted, de pit, undeva la 15 ppm, light pitted. Ăsta are un dump undeva la 7-8 ppm, ăsta
undeva la 15 ppm. Și am zis să-l aleg pe ăsta. Profil un pic diferit, să fie diversitate. Plus că mi-a plăcut culoarea ăstuia foarte deschisă. Ăsta a închis. Culoarea naturală, da, asta arată. Vedeți voi ce culoare deschisă? De asta iubesc whisky-urile care au culoare naturală. Că nu se ascund. Oamenii respectivi nu au nimic de ascuns. Pentru că habarnistul spune, aoleu, ăsta cred că are 3-4 ani, tăticu. Nu, de fapt are 8. Dar de ce are culoarea asta? Putoaie virgine și șociu, care este o băutură spre incoloră. Puțin, doar șociu de orz este mai închis. Mai gălbui așa. Da, mai maroniu, da, și maturat. Și când ceva de genul ăsta stă în butoi, normal că... Și stă foarte puțin, vă spun imediat de ce șociu stă foarte puțin, vă fac diferența între șociu și a omorii imediat. Normal că o persoană, nu un cunoscător, că mă enervează termenul ăsta de cunoscător, o persoană informată știe exact de ce are culoarea asta. Da? Restul, bucurați-vă la maroniu, maronii ce sunteți, și cu asta basta. Bucurați-vă la maronii, de-alea cu caramel în ele. Nu mă deranjează caramelul, dar întotdeauna că nu afectează gustul sau mirosul. Repet, dar mi-afectează mie. În sensul că, ok, știi ceva, cam vreau să te prostesc. Nu, nu. Eu vreau, ca om care crede că știe ceva whisky, când mă uit la sticlă, să zic, dinainte să gust, când mă uit la sticlă, să-mi dau seama din prima, ce are. Să mă verific pe mine, să văd cât știu eu. Întotdeauna sunt obsedat de a cunoaște, Hai acum să vă vorbesc despre șociu și a omorii. Șociu este băutura, v-am mai vorbit... În trecut, când am făcut o mică istorie, am prezentat o mică istorie în două părți, da, mică, la vreo oră jumate, la o oră și ceva. O istorie a whisky-ului japonez și am mai vorbit, parcă la, când am prezentat blended whisky-ului Yamazakura, am spus așa întreaga de distileria Sasano Kaoshuzo, care face shochu. Și a omorii am vorbit despre blended whisky-ul Cura și v-am spus că distileria Helios și v-am spus care, cum e procedeul cu aomorii. Dar repet, astăzi, pentru că am ajuns cu subiectul în față, cum s-ar spune. Nu cu subiectul, cu maturare. Cu butoiul maturat în așa ceva. Cu butoiul îmbibat de așa ceva. Păi, astăzi nu mă revin. Trezește-te, Dani. E dimineață, sunt cu noaptea în cap. Mai încurc cuvintele. Te trezesc eu? Da. Hai să vorbim despre shochu. Este, cred că după sake, cea mai consumată băutură tradițională de japonez. Nu spun cea mai, că berea e cea mai consumată băutură din lume, da? Deci nu lăsăm chestia asta. Vorbesc de băuturi tradiționale. Deși lumea știe... Când aude de Japonia, știe în ultima vreme de whisky, în ultimii 15-20 de ani de whisky sau de sake, shochu este prima lor băutură distilată, o băutură mai țărănească, așa. Este ca țuica sau palinca sau rakiu, înțelegeți? În sensul că e prima lor băutură distilată. Este distilată la pat stil o singură dată, deci are un volum alcoolic scăzut, undeva între 25 și 35%. Poate fi distilată, important, poate fi distilată cam din ce vor mușchii japonezilor, în sensul că orez, poți să distilezi din orz, poți să distilezi din
trestie de zahăr, poți să distilezi din cartofi dulci, chiar din morcov și mai sunt încă două, trei lucruri pe care le-am uitat momentan din care poți să distilezi shochu. Deci nu există legi foarte scrise, stabilite. Înțelegeți? Foarte scrise. Stabilite. Ceva, un fel de rachiu de-al nostru. Pațiurile pot fi din inox, adică din oțel inoxidabil, sau la distileriile arhaice, adică din astea de sătuce, se poate folosi pastilul de lep. Deci, vă dați seama. Acum, shochu se consumă în mare parte nematurat, cum se consumă țuica la noi. Iei din pețeavă și o bei, da? Deci asta este marea, cel mai consumat shochu. Poate fi ținut în pastiluri, în damigene, în geaguri, de geaguri. Am început și eu să vorbesc aiurea. Da, damigene, se caz. Băi, cum se numesc recipienții aia, ca să nu folosesc termene britanice, englezești? Damigene, un fel de... De lut. Dar poate fi și maturat. Până la 3 ani poate fi ținut în acele damigene, dar poate fi și maturat, shochu mai rar maturat. Tipuri de shochu foarte, foarte rar găsiți maturat și nu mulți ani, 3, 4, 5, 6 ani la maturare în butoaie. Iar shochu care este maturat în butoaie de stejar, pot fi și alte butoaie, nu neapărat de stejar, de lemn, nu știu ce mai folosesc, ei poate folosesc cireș, sau tot felul de lucruri. Mai nou cedru, da, de obicei în butoaie de stejar, nu stă foarte mult timp la maturare. Și vă întrebați de ce? 3, 4, am spus 3, 4, 5, 6, maximum 10. Pentru că este o băutură slab alcoolizată. Când bași ceva la 35% alcool în butoi, nu poți să ții foarte mulți ani la maturare pentru că ți se evapora alcoolul. Da? Angel share, mai ales că Japonia este o țară cu o climă mult mai caldă comparativ cu Scoția. Plus, este o țară verticală, m-am spus, în insulele Ryukyu din sud, acel arhipelag, sau Shikoku sau Kyushu, cele din sud, clima este subtropicală, în Ryukyu este tropicală, iar în nord, în Hokkaido. În Hokkaido, fiind făcut peste tot în întreaga Japonie, fiind băutură națională, cum s-ar spune, poate fi ținut în Hokkaido până la 10 ani. Dar nu poți să-l ții mai mult, asta că aia e clima temperată, ca aproximativ ca la noi. Dar în sud, 3, 4, 5 ani și după aceea îl scoți. Că scade volumul alcoolic, îl bagi la 35 și scade sub 25, ce faci, baby shark. Ăsta este shochu. Nu faceți confuzia cu awamori, cum o fac magazine și la noi în țară, un singur magazin vinde la noi în țară. Am făcut observația asta și când am făcut review la Blended Malt Cura, la fel rămâne magazinul din țara noastră importantă, da? Unde ne credem, da, nu zic nimic, e da, unul din cele mai importante magazine de la noi, foarte bine. În primul rând, fac confuzia cu awamori cu whisky. Spun Japanese whisky și ei, de fapt, au la vânzare awamori. Și scrie pe etichetă mare. Finest awamori. Eu stau și mă întreb, cum poți să faci confuzia? Am văzut confuzia asta și și la un magazin belgian. Ăia nu spuneau Japanese whisky, spuneau Japanese rice whisky. Erau mai figuranți. În sensul că spuneau whisky de orez. Una este whisky de orez, alta este awamori. Hai să vă spun ce înseamnă awamori. Awamori. În primul rând, sunt reguli stricte comparativ cu shochu.
este distilat numai din orez, fără alte lucruri. Numai un anumit tip de orez, un orez care crește numai în anumite zone ale Asiei, se numește indica, japonezii îl importă din Thailanda. 2. Aua morii se face după modelul sake, în sensul că nu se folosește drojdie pentru fermentare. Se folosește un mucegai numit koji. Acel mucegai se obține cu o ciupercă, aspergillus. Există mai multe tipuri de mucegai koji. Alb, care se folosește pentru sake, și negru, care se folosește pentru aua morii. Aua morii este, de fapt, sake distilat, așa cum este whisky-ul, de fapt, bere distilată, așa cum este coniacul sau cum este brandy-ul, vin distilat. Ați înțeles? Străinii, când ajung în Japonia și nu știu să pronunțe aua morii, spun island sake, sake de insule. De ce? Pentru că aua morii a apărut inițial în cultura Ryukyu, din sudul Japoniei, insulele Ryukyu, adică cele mai tropicale. Cultură despre care v-am spus mai mult când am vorbit despre blended malt cura. Aua morii, deci, are aceste lucruri. Este distilat la pastil, de data asta numai din inox, și are un volum alcoolic mult mai ridicat comparativ cu shochu. 30, pornește la 30% și ajunge până la 60%. Chestia asta, lucrul ăsta, îi permite să stea mai mult timp la maturare. Pentru că având un volum mai mare distilatul când este băgat în butoi, își permite să scadă în timp prin evaporarea alcoolului, da? Să nu mai folosim termenul de angel share. Ok, angel share. Nu contează că una aua morii, spre deosebire de shochu, care nu poate sta decât 6, 7, până la 10 ani maximum, una aua morii stă fără probleme 12, 13, 14 ani în sud, în Ryukyu, în insulele Ryukyu, iar dacă este maturat în Hokkaido sau nordul Japoniei, Hokkaido însemnând nordul Japoniei, climă temperată, poate ajunge și la 30 de ani. Deci butoaiele ar fi mult mai impregnate. De asta spun cei de la Tomaten, având compania mamă Takara Shuzo, poate pe viitor pentru brandul cu bocan pot obține un contract de niște butoaie aua morii. Ați înțeles bine? Aua morii este de mai multe feluri, așa, ca să pun niște poze șoc. Tot la fel, poate fi băut și simplu, poate fi ținut în dalea de lut. Nu știu cum să le spun, că sunt niște cazane de lut. O să punem poze și înțelegeți voi. Noi nu avem termen în română pentru așa ceva. Nu știu exact cum se numesc chestiile astea, că nu sunt nici damigene. Sunt niște butoaie de lut și cu asta basta. Ăsta e termenul. Mă gândeam la amfore, dar amfore au și chestii de genul ăsta. Și au morii, au chestii din alea, protecția animalelor, o să sară acum, așa, borcane în care îți bagă șerpi. Și șerpii, practic, sunt băgați câte doi șerpălăi din aia mari, vipere, dracu, ce crește, au stu, ce au japonezii, dar cred că vipere au. Și au borcanele așa și cu șarpele înăuntru. Astea sunt aomuri. Deci nu faceți confuzia cu whisky-ul, în primul rând, ăștia din România, iar aia din străinătate, belgenii, cu whisky de orez. E cu totul altceva aia. Bine, e chestia de koji până la urmă, lucrul principal. Și totuși, ce caută șarpele acolo? Nu știu, mama, lasă-mă în pace ce caută șarpele. Șarpele e mare. Acum vă referiți, poate vă întrebați prețul. Asta costă 160-165 de lei signature. 46% nefiltrată, necolorată, expresia mă refer, nefiltrată, necolorată, undeva la 8 ani apreciez. Asta, la fel, tot 46% nefiltrată, necolorată, tot 8 ani apreciez.
Și vă întrebați de ce asta, vorbind de preț, asta costă cam 230-240 de lei. Iar asta costă 160-165 de lei. Păi bă, Dane, e cu 50% asta mai scumpă în short, cu Creation 2. Simplu. Maturarea. Ex Bourbon Oloroso. Ex Oloroso. Virgin. Virgin. Shochu. Maturarea exotică. Și acum o să ziceți, bine, bine, Shochu, dar Creation 1 de ce costă cam tot atâta? Pentru că butoaie de moscatel nu sunt foarte folosite, da? Pentru și se obțin mai greu, unul la mână, Creation 1 mă refer, și doi la mână Imperial Stout, ați văzut cât costă o bere maturată. O bere care stă 6 luni costă cam 50 de lei, 60 de lei la maturare și vreo sticlă din aia mică. Nu mai vorbesc de aia, că berile în general se țin până la un an la maturare pentru hipsterei din genul ăsta, că da, există cerere din partea lor pentru așa ceva. Nu spun că nu-s bune, dar prețul mi se pare exagerat pentru așa ceva. Hai să fim serioși, până la urmă avem de a face cu o bere. În fine, îmi țin părerile în prâu. Și normal că acele butoaie sunt mai exotice, sunt mai rare și de asta Creation 1 o să coste 230-240 de lei. Dar gândiți-vă că asta cu Virgin Oak și Shochu, dacă ar fi avut maturare totală în Shochu, deci fără Virgin, păi ar fi costat vreo 350 de lei. De ce? Pentru că acele butoaie... Hai să dăm asta la o parte... Acele butoaie sunt rare, măi. Sunt aduse din Japonia și Shochu nu este o băutură care să stea zi de zi la maturare. Aomori are obiceiul de a sta în butoaie. Shochu mai rar. Și de asta. Virgin Oak creează un balast pentru că-s butoaie, butoaiele virgine. Creează un balast pentru că sunt ieftine. Și de asta se pot scoate la 230-240 de lei. Dacă ar fi fost maturarea numai în butoaie Shochu, păi ar fi fost dublu numărul butoaielor de Shochu, deci costurile de producție mai mari, prețul mai mare. Dacă ar fi fost tot același număr de butoaie Shochu, fără Virgin Oak, fără balastul ăsta, păi ar fi fost mai puține sticle și iar costul de producție ar fi fost mai mare. Ați înțeles cum funcționează treaba? Ce să spun? La fel va fi și cu Aomori, când dacă va apărea un Creation 4 sau Creation 5 sau când naibii cu Aomori, că bănuiesc că Takara și Uzo le pot pune la dispoziție și butoaie de Aomori. Acum hai să și punem. Ai niște că de data asta nu mai sparg paharul la sfârșit. Da, aici cu ce să te lauzi. Ce zic când ai ajuns? Mi se pare mai pity acum. Da, asta am ales, că e mai pity, e light pity. Asta Creation, v-am spus, asemănă. Nu rămâne pitul pe degete, dar e light pitul. Da, light. 15 ppm. Acum, am uitat să spun data trecută. Ăsta a luat 88 de puncte, signature. Dacă ar mai fi avut 2-3 ani în plus, 4, poate ar fi luat o notă mai mare. Ar fi crescut gradul de complexitate. Ex Bourbon, Ex Oloroso, Virgin. Aici nu știu exact dacă ar fi crescut, ce s-ar fi întâmplat. Dacă ar mai fi stat 3-4 ani,
apreciez la 8 ani. Dacă ar mai fi stat 3-4 ani, fiind la epitet, ar fi scăzut nivelul de epitet. Pentru că știți bine, un whisky epitet, cu cât stă mai mulți ani la maturare în butoaie, va scădea nivelul de afumare, va scădea de afumătură, final parts per million, da, PPM. Va scădea nivelul când se evaporă în timp. Și vă întrebați acum, bă, la Froic de 18 ani, eu nu simt deloc că e light pitted. Da, ăla e o bestie băgată în butoaie. Ăsta deja e light pitted și cu cât stă mai mult, cu atât se duce de tot nivelul de PPM. Dar dacă ar fi stat, eu știu, 3-4 ani în plus, ar fi simțit șociu mai mult. Și așa se simte destul de bine. E ciudățel, e străinuț, străniuț. Dar nu știu ce să zic. Ar fi scăzut nivelul de pit și poate ar fi crescut nivelul de ciudățenie în el, de șociu. Mie îmi plac ciudățeniile. Când vine vorba de whisky sau de rom. În băuturile mele îmi plac chestiile originale. Eu recompensez. Și nu doar în băuturi. Măi, nu mă mai întreb. Recompensez originalitatea. Da? Butoaiele virgine sunt aici ca balast, după părerea mea, și sunt extraordinar de binevenite butoaiele virgine, pentru că dau un caracter ușor neutru băuturii. În general, maturarea în butoaie virgină dă un caracter ușor neutru. Și în felul ăsta, cealaltă băutură, în combinație, poate ieși în evidență, în cazul nostru șociu. Dacă ar fi fost un bourbon cu șociu sau un sherry cu șociu, butoaiele respective nu sunt extraordinar de impregnate, pentru că stă foarte puțin șociu în ea. În butoaie. Asta foarte puțin șorci în butoaie. Și cred că bourbonul sau sherry-ul ar fi captat dominarea. Așa, dacă folosești ceva virgin, ușor neutru în caracter, o băutură ca șorciu, o butoaie în care au fost șorciu, deși nu extraordinar de impregnate, se pot simți. Înțelegi? Înțelegeți voi? Deci de asta au folosit Virgin Oak. Oamenii ăștia știu ce nu sunt. Whisky nu e așa la întâmplare. Bine. Bine, am găsit. Hai să trecem la asta. Sunt miros bine, bine, bine de tot. Floral. Cremos. Dacă se poate simți cremozitatea în miros, se îmi place că e parfumat, afumat. Da, așa. Da, da. Mere berries, light pitted. Ai impresia că e un pic așa, un Speyside afumat. Nu ți se pare? Măi, tomata nu are un profil dulce. Da. Ți-am zis că e aproape de Speyside, e aproape de graniță. Da. Și ăsta e profilul tomată. Îmi place combinația, e interesantă. Pere, pepene galben, pere verzi. E fructat, floral, așa, și cu o notă de afumat. Pitul se simte în acele fructe, înțelegi tu. Dar impresia că ai un parfum în pahar, nu un whisky. Un parfum un pic împuțit. Na, eu ne pricepându-mă la parfumuri, că normal sunt bărbat, orice bărbat trebuie să nu se priceapă la parfumuri. Aia care se pricep la parfumuri nu sunt bărbați, după părerea mea. Hai să nu dăm în altele. Nu toți vor să fie maimuțe de peșteră, da? Mă rog, asta altă... Aole, deci mă faci maimuțe de peșteră? Nu, pe tine. Am adus aminte de altcineva. Hai, lasă-mi gargara. Mentolat, așa, o notă un pic de mentolat. Eucalipt mai mult. Fii atent aici. O notă interesantă și originală și ciudată. Prima dată ai impresia că e unt, dar de fapt e margarină. E margarină vegetală. Margarină, pleonasm, margarina e vegetală. Da, mirosul ăla. Ăsta e mușa mai din ulei de cocos, așa mai numită margarina. Straniu! Noi nu am mai întâlnit... Știi că spuneam și data trecută că se simte o... Asta e de la șociu, ai înțeles, măi? Și mi-ai zis, ai să vezi că la celălalt se simte. Știi că mi-ai spus.
Straniu. Nu e extraordinar de straniu precum Rioma, Romul, dar e străniuleț, așa. Înțelegi? Da, 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 are... Are ciudățenile lui și așa. Ceai verde? Da, un pic. Iarbă cu puțină turbă în ea? Mă fac să-mi aduc aminte de filmul The Field, când spui iarbă cu turbă, știi, când strângeau ei grămezile de turbă. Da. Bine, nu era turba, era ba, alge. Da. Strângeau și turbă, strângeau și alge. Ba. Are un miros ușor și de paie uscat, umede. Da, și de urină de pierpivoare pe paie. Aoleo, ce urmă. Nu știu, ușor, mi se pare acum, ușor, nu știu, poate... Dacă ai mirosit în realitate chestia aia, cu siguranță n-ai mai spune. Da, mirosit-o, da, e un damf, e straniu. Bă, mie-mi place. Am spus, mie-mi place ciudățenia. Ciudățenia în whisky, mie-mi place ciudățenia. Îți place ciudățenia în orice. Da, nu, stai liniște. Da, nu intrăm mai multe detalii. Miros foarte bun, original. Da. Hai să vedem gustul. Vanilie, mere verzi, struguri necopți verzi, uh-huh. și cu pufnile ăla pe ei, care se face... Zeamă de aguridă. Așa se numește, da. E o chestie struguria, că știu că sigur să mai spune așa. Mă refer la coaja ălora, da. Dulce piper. Ghimbir un pic. Da. Gustul e condimentat. Uh-huh. Cumva diferă foarte mult de miros, dacă observi. Diferă foarte mult. Plăcintă cu lămâie. Dar nu dulce. Cu lămâie și să domine lămâia. Se simte lămâie. Mai degrabă aș spune biscuiți cu coajă de lămâie în interior. Da, dar să se simtă coaja, nu e foarte... E fursecul cu coaja de lămâie, da, mă. Da. E chestia că nu e foarte bine... Împământenită. Nu, integrat, omogenizat, integrat. E ca și cum ai mușcat dintr-o prăjitură și simți coaja amară și apoi vine dulcele. Dulceața aia din zahăr. Da. Nu sunt omogenizate, nu-i terciu. Știi, se simt bucățile mari de lămâie în prăjitură. Foarte uleios, margarină cu boia, exact acea senzație de margarină din nou, dar și cu boia piper. Parcă torni... Nu spun ce simt eu, tu îmi spui ce simt. Bine, eu fiind, făcând sărăcia la viața mea, poate sunt obișnuit cu margarină pe pâine și cu boia sau cu piper. Fiecare cu simțurile sale. Îmi aduc aminte de alte lucruri. În schimb, eu în miros simt notele astea, că boiaua știu că are un miros specific. Mineral? Prune verzi? Are așa o notă ușor sărată. Da, chiar asta vreau să spun. Turbă sărată, se simte, turba nu se simte, zice, aoleu, te aștept să... De-abia în post-gust, în finish simți turba. Nisip sărată. Da. Turbă, nisip. E o diferență. Gutuie pungă, care se face gura pungă, mă refer. Sărată, turba se simte în finish cel mai bine. Da. Nu în miros, nu neapărat în gust, după ce înghiți și stai, după aceea îți dai seama, ăsta e piti. N-am simțit că are 15 piti. Finish-ul e mediu. Nu, un pic spre lung. Mediu. Ca și la celălalt. Uh-huh.
asta înseamnă cremozitatea. Da. Cremozitatea asta ajută, nefiltrarea asta la rece ajută, că altfel îl filtrăm și îl obținem apos și se duce finish-ul. Da, finish-ul zboară. Are claritate, măi, pentru da. Ochișorii și pentru papilele gustative. Nu, dar sunt alții care consideră că, ok, se bazează și se creează o discrepanță, că sunt alte whisky-uri de 18, 20 și nu știu câți de ani, care sunt filtrate la rece. Și finish-ul pare a fi lung din motivul butoaielor. Dar nu, se simte butoiul, stejarul în spate. Dar tot nu te simți împlinit. Înțelegi? Mm-hmm. Ce vreau să spun? Notă. 89. O notă foarte mare, în categoria întâi single malt. Nu, eu aș fi dat 90, să știi, pentru originalitatea. Nu. De ce nu merge 90? Ok, o să ziceți acum, au destul de multe nuanțe. Nuanțe multe nu înseamnă, note multe nu înseamnă neapărat complexitate. Complexitatea vine din, odată ce pui notele alea, le descoperi. Așa, trebuie să vină substraturile din spate care să le provoace pe acele note care sunt în față și să se schimbe în timp și să spună întrebări. Aoleu, de ce n-ai spus asta? Pe când aici notele sunt în față și nu-ți mai pun întrebări. Nu există acea idee de acel substrat care vine în spatele notei și o zgândere. Hai? Și să se schimbe. Uite, vezi, astăzi eu intru în față, mâine eu mă trag în spate, altă notă se retrage în spate, vine substratul din spate. Asta înseamnă complexitate. El, la 8 ani nu poți obține, dar el câștigă prin densitate, viscozitate, originalitate. Eu recompensez originalitatea. Pentru mine contează originalitatea. Nu vreau să văd un whisky, chiar dacă e complex. Ok, îmi dai un whisky de 18 ani sau de 21 de ani. E destul de complex. Eu îl miros și știu dinainte. Ok, am mai băut de 10 de ori așa ceva. Vreau să adică fiu... seamănă cu... Da. Vreau să fiu surprins. Și chestiile astea tinere, prin efervescență, prin vivacitate, mă pot surprinde. Da, prin note mai... Nu spun că whisky-urile de 20, bătrâne, de 20 și nu știu câți de ani sunt nasoale. Da, costă mai mult, pot fi complexe de te lasă lat. De te chinui. Dar nu numărul de ani pus pe etichetă automat îți garantează un preț anume pentru raritate. Da? Un whisky de 8 ani poate fi mult mai bun comparativ cu unul de 21 de ani. Prin alte, poate să fie de 21 de ani la volum alcoolic scăzut, filtrat la rece și cu o maturare îmbătrânită, dând senzația de stătut și neatrăgător. De genul de flat. Floșc. Deci, ăsta este un criteriu, în primul rând, pentru preț. Calitatea unui whisky depinde de multe și multe alte criterii, da? 89, eu zic că un whisky foarte bun. Să vedem mai încolo cu ce ne mai surprind cei de la Tomaten prin brandul cu bocan și expresiile lor din